Dan, felicitări pentru debutul în Liga 1, debut care a coincis cu o victorie extrem de importantă pentru Faro. Salut, mulțumesc frumos, am așteptat de mult acest moment. Vreau să-i mulțumesc domnului Hagi că mi-a oferit această șansă și vreau în continuare să-i demonstrez că merită să prind cât mai multe minute acest sezon. Ce ai simțit când Mister te-a anunțat că vei intra în joc? Pot spune că am avut puține emoții, deoarece și atmosfera din stadion și era un meci important pe care trebuia să-l câștigăm. Am avut puține emoții, după cum am zis, dar mă bucur foarte mult. Ai scăpat rapid de emoțiile debutului pentru că evoluția ta a fost una foarte bună. Desigur, când intri în teren nu mai simți nimic. Cum a fost pentru tine impactul cu prima ligă și cum ai simțit diferența față de partidele susținute de tine în Liga 3-a la juniori? Este un ritm mult mai ridicat, normal, și calitatea jucătorilor este mai mare, dar cred că mă pot descurca foarte bine. Ești al 53-lea jucător format de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, care debutează în primul eșalon. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? O onoare. Știu că domnul Hagi nu debutează foarte ușor jucători, trebuie să îi demonstrezi asta și mă bucur că a avut încredere să mă debutezi. Te gândești acum și la prima ta reușită în Liga 1? E mai greu pentru că postul nu mă ajută, dar normal, încerc să prind cât mai multe minute, nu neapărat să mă scriu. Ați întrerupt seria de 20 de meciuri fără înfrângere ale FCSB-ului. Cum a fost atmosfera după fluierul final? Ne-am simțit foarte bine, foarte bucuroși. A fost o victorie importantă, aveam nevoie de aceste puncte, deoarece se apropia registrul de noi și trebuie să ne calificăm în play-off. Și ne-am bucurat alături de fani. Lupta este acum extrem de încinsă pentru un loc în play-off pe finalul sezonului regulat. Cum vezi tu ultimele două etape? Sperăm să câștigăm ambele etape și să ne calificăm în play-off. Suporterii constanțeni au fost la înălțime pe arena națională. Ce simte un jucător în teren atunci când fanii își încurajează favoriții? Ne dau foarte multă energie, le mulțumim și așteptăm în continuare în număr foarte mare. La ce vârstă ai ajuns la Academia Hagi? La vârsta de 14 ani. A fost greu pentru tine, departe de cei dragi, să pleci de acasă, să vii aici la Constanța? A fost greu la început, dar m-am acomodat repede pentru că asta vreau să fac, asta este visul meu. În familie a mai practicat cineva un sport de performanță? Nu. Ești primul și... Da. Vrei să ajungi cât mai sus? Doamnește. Poți evolua pe posturile de mijlocaș defensiv și fundaș central. Pe ce post îți place mai mult să evoluezi? Mai mult îmi place mijlocaș defensiv, dar și fundaș central. Nu contează. Oriunde mă pune domnul profesor, acolo evoluezi. În copilărie ai avut un model? Visai să copiezi stilul unui anumit jucător? În copilărie idolul meu a fost Cristiano Ronaldo, chiar dacă nu sunt pe post cu el. M-a inspirat, țin echipa mea preferată este Real Madrid și el este idolul meu. În prezent, ai alt fotbalist preferat? Nu, tot el este idolul meu, însă pe postul de fundaș central îmi plac mai mulți. Îmi place Sergio Ramos, Virgil van Dijk. În afara fotbalului, ce pasiuni mai ai? Cum îți petreci timpul liber? Îmi place mult să ascult muzică. În Liga Elitor Under 19 aveți de luat o revanșă pentru sezonul trecut. Cum așteptați partea a doua sezonului? Așteptăm foarte mult să câștigăm anul acesta. Cu reprezentativa Under 19 a României vă așteaptă un an greu, aveți multe meciuri de calificare. Ce așteptare ai, mai ales că tu ești capitanul național? Ne dorim să facem o figură foarte frumoasă și să ne calificăm la Euro. Cât de important este pentru tine să joci la Naționala de Juniori alături de mai mulți echipieri de la Faro? Este o onoare foarte mare, mai ales că sunt capitanul echipei și, după cum am zis, vrem să ne calificăm la Euro. Este un vis. Ai devenit campion la juniori, visezi și la un titlu cucerit cu Farul la seniori? Normal, este mult mai frumos la seniori, este altă atmosferă, fani. Mult succes și să ai cât mai multe rezultate bune la Farul. Mulțumesc frumos!